Salutare, dragilor! Bine ați venit la al patrulea vlog pe ziua de astăzi, pentru că pe ziua trecută deja l-am făcut. Am zis că facem un trend din treaba asta. Bun, și în dimineața era secvențarea asta. Așa, bun. În seara, în... Astăzi... Nu. 3 hours later. Bun, în această zi o să trebuiască să facem următoare lucruri. Curățenie, da, în casă. Opa, pentru că este foarte bună. În curățenie în casă, pentru că este puțină mizerie și atunci trebuie să aranjez lucrurile. Și bineînțeles, o să gătesc. O să gătesc piure de cartofi cu măta! Piure de cartofi cu măta! Piure de cartofi cu carne, chifteluțe marinate. Nu, marinată nu, că o să fie, chifteluțe simple. Pentru că nu știu să fac sosul, dar o să mă gândesc. Dacă aveți idee cum se face sosul marinat, ziceți și mie, că nu vreau să caut pe YouTube, nu vreau să caut nicăieri, pentru că eu vreau să fac așa cum a învățat Monica. Așa cum a învățat bunica, pardon, să fac chifteluțe așa. Nu știu de ce tot timpul trecem pe sexualitate, dar în fine, dați-mi pula. Arătați-mi pula! Mamă, ce furios am fost, mă gândesc că poate într-o zi o să-mi arătați pula. Și o să fie perfect. Nu, nu o să fie perfect. Și acum, cum ne-am trezit așa de vreme și suntem foarte fresh, și urmează să fac un sandwich. Așa că, hai să-i dăm bătaie, să facem un sandwich. Mister Jume! Să facem un sandwich lui Cristi. Pe Lucta puteți să-l găsiți și pe YouTube. Nu uitați, unde are Melodii și are diferite vloguri. Aveți acolo lookapa.ro. Așa, bun, îi dăm bătaie cu sandwich-ul. Deci aici facem niște brânză. Niște tipe, pula, bă! Ăsta, topit, cum se numește. Două sandwich-uri, așa, deci așa, ca să le modificăm așa, perfect. Și sunt ca la carte. Îi punem niște de-astea. Gata! Tipic. Așa, se ajunge Cristi. Nu, mănâncă. Trebuie o felie de pâine. Nu din nou, să lupim. Așa, deci, unul de la capăt. Opa, opa. Nu, că-mi vine să o dau afară iar și îmi vine să o dau pe jos din nou. Și nu vreau să iepsesc mâncarea. Cristi! Cristi! Mare în spate. Așa, bun, după ce ne-am șters pe gură de slăbos, după ce ne-am șters pe gură de smântână, continuăm să-i facem pâinea lui Cristi. Îți ajunge, Cristi? Mai punem? Nu mai punem. Perfect. Cum luăm asta? S-a dus pastrama. Punem două pastrame. Nu patru, dar două. Sau îți ajunge una? Nu punem două. Pune bine. Ia, băi, aici. Noi punem una. Așa. Bun. E pizza. Avem aici și pentru mine, bineînțeles, pentru că și eu vreau să mănânc un mic sandwich de dimineață, pentru că așa e frumos. Mâncați sandwich de dimineață. Opa! S-a dus pe culă. Să continuăm această ediție specială de gătit. Opa! În care lucrăm cu sandwich. De asta nu mănânc eu prea mult în casă, știți? Ca să înțelegeți că acum o să mă pupe cineva pe obraz și ăsta mi-e de brânză. Ah! Opa! Îmi vine să dau! Nu, să nu dăm. Uite, impulsurile astea sunt foarte tâmpite uneori, pentru că... Așa, mai bine așa decât cu asta, pentru că este mare în spate. Bun, am făcut sandwich, după sandwich urmează să facem curățenie. A, da, și mențin după aia să gătim piure de cartofi cu chifteluțe. Așa că ne auzim la curățenie. Casa Foli. O, pa limitat, o, pa limitat. 7 pulmi au trecut pe lângă cur. Cristi, Cristi, auzi, Cristi. Tu filmezi, măi. Acum am să încep să strâng ce e prin casă, de așa să fac puțină curățenie. E dezastru, n-am avut timp să curăț foarte mult pentru că am dormit foarte mult și am neglijat puțin casa. Așa că ne apucăm frumos de curățenie și ne auzim pe final.
chifteluțe, ne trebuie. Unde sunt ingredientele? Avem așa, pe care o să le punem în momentul acesta ingrediente de uștean. După aia punem sare pe masă. Sare pe jos. Punem sare. Mărav nu ne trebuie. Usturoi nu ne trebuie. Boia de ardei dulce. Pătrunjel ne trebuie. Amestecau puțin ca să aibă gust și să prindă gustul toată carnea pentru chifteluțe. Mai e pentru Cristi! Iați, carnea de porc se spumează. Ok. Și acum ne trebuie cartofi. De unde? De jos. Cartofi limitați. Oare poți să pune jumate de cartofi și să tai jumate și jumate să arunc? Cristi! Vezi de ce nu gătesc eu în casă? Trebuia să strănut. Haideți să vedeți ce am făcut. Deoarece fără cameră pot să fiu mai calm față de cum sunt cu camera. Mai avem de așteptat pentru piure, să fiarbă bine cartoful. După aia facem bine piureul, iar Cristi va spăla vasele! Hei! Ce? Nu! One eternity later. În primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor pentru sprijin. Datorită vouă, canalul meu a început să crească foarte mult și apreciez enorm. Opa, limitat, opa! Apreciez foarte mult susținerea voastră. Vă mulțumesc pentru like-urile pe care le apăsați. Vă abonați la canal și mai ales pentru că apăsați acolo. Clopățica! Bun, și un mic update pentru voi. Stelia de gătit sezonul 1 s-a încheiat. Aici am vrut doar să vă dau un mic update despre ce o să facem în continuare. Urmează sezonul 2, care va fi alcătuit numai din desert. Urmează să fie filmate, postate. Let's go, vă las acum să urmăriți videoclipul în continuare, vă pup. Și în mare parte, cam asta a fost vlogul de astăzi. Am vrut să vă arăt tot așa ce fac, ce aș fi făcut eu astăzi, fiind duminică. E o zi mai relaxantă puțin. Nu am prea multă treabă de făcut și atunci am zis că de ce nu, hai să fac niște măgărică și să fac curățenie. Aș fi vrut să ies afară, însă a început din nou să plouă, este genial. Iar pentru următoarele vloguri abia aștept să le postez și pe acelea să începe să le filmăm, pentru că am început să devin din ce în ce mai productiv. Faptul că voi vă uitați, ceea ce înseamnă că mă motivați și ceea ce înseamnă că vreți mai mult, așa că eu vă dau, luați de aici tot. Opa, limitat. Nu uitați, bineînțeles, să aveți acolo în descriere toate linkurile posibile și pe Discord și pe Instagram, peste tot și pe Facebook și site-ul oficial omulcuturec.ro, unde vă aveți foarte multe informații și, bineînțeles, merch-ul la care puteți să vă uitați. Și cu asta încheiem vlogul de astăzi. Ne auzim mâine. Pe mine o să vă pregătesc ceva mult mai special. Nu uitați să zâmbiți, pentru că asta este cel mai important. Vă pup, aveți grijă de voi. Nu uitați de butonul de like, de butonul de subscribe. Opa, limitat. Suci, minui, la lenți. Și de clopoțe. Vă pup, aveți grijă de voi. Pa, pa!